Bună ziua tuturor! Mulțumim preței că a dat curs invitației noastre. Am decis să venim astăzi în fața dumneavoastră din cauza că în ultima perioadă au avut loc mai multe dispute cu privire la ultima decizie a Comisiei Naționale Extraordinare în Sănătate Publică. În acest context, platforma DA vine cu o soluție de alternativă. Cu regret, primul an de pandemie nu a fost gestionat în cel mai profesionist mod. Am avut parte de o proastă organizare din partea instituțiilor de toate nivelurile. Deseori, deciziile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică erau contradictorii și erau anulate la scurt timp după ce erau anunțate. De asemenea, au fost instituite măsuri restrictive exagerate, care contraveneau legii supreme. Cred că este cazul să amintesc că platforma DA a contestat la Curtea Constituțională și a anulat amenzile exagerate de 22.500 de lei aplicate pentru nerespectarea măsurilor antipandemice. Iar toate aceste greșeli în gestionarea pandemiei erau din cauza că nu s-a dorit implicarea specialiștilor din domeniul luării deciziilor. Amintesc că în martie anul curent, Parlamentul Republicii Moldova a votat un proiect de lege înregistrat de către mine care prevedea modificarea componenței Comisiei Naționale Extraordinare în Sănătate Publică, astfel ca 50% din membrii ei să fie specialiști din domeniu, de la Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițeanu, de la Școala de Management în Sănătate Publică, de la Academia de Știință și directori ale instituțiilor medicale de fiecare nivel. Acel proiect a fost votat în unanimitate de deputații din legislatura trecută și a fost susținut și de președinție. Amintesc că acest proiect a fost una din recomandările Consiliului Suprem de Securitate care se convocase pe problema pandemică. Constatăm însă că până la moment legea votată nu a fost pusă în aplicare, iar componența comisiei nu a fost ajustată în conformitate cu prevederile legale. O altă problemă a primului an pandemic a fost incapacitatea statului în lupta cu informațiile false. Organizarea unei comunicări defectuoase cu privire la riscurile virusului SARS-CoV-2 și în special a importanței și siguranței vaccinării a provocat o neîncredere în rândul societății. Cu regret, aceasta este moștenirea care ne-a lăsat-o fosta guvernare. Au rămas zile numărate până la începutul anului școlar. Primul an pandemic a fost unul cu multe necunoscute și care ne-a forțat să trecem la educația online. Acest lucru însă nu poate să continue la nesfârșit. Pe lângă calitatea învățământului online, ea limitează socializarea în rândul copiilor. Și aceasta ar avea un impact profund asupra actualelor generații de elevi. Școala nu este doar un spațiu pentru învățarea academică, ci și pentru învățarea abilităților sociale și pentru învățarea abilităților emoționale. Platforma DA salută decizia Guvernului și a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică ca orele să se desfășoare în prezență fizică. E nevoie să ne acomodăm la noua situație pandemică și în același timp să asigurăm desfășurarea lecțiilor cu prezență fizică în siguranță pentru cadrele didactice și elevi. Nu ne putem însă permite să sărim dintr-o extremă în alta. Considerăm că orice decizie luată trebuie luată după consultarea specialiștilor și a reprezentanților din domeniul respectiv. Transparența și consultarea este garantul că deciziile vor fi înțelese și acceptate de societate. Anume, din lipsa acestor acțiuni, ultima decizie a Comisiei a creat confuzie și nemulțumire în rândul societății și a profesorilor. Siguranța profesorilor și a elevilor în cadrul instituțiilor de învățământ este prioritară, iar vaccinarea împotriva COVID-19 este cea mai sigură soluție pentru a asigura acest lucru. Conform informațiilor făcute de Ministerul Educației, la sfârșitul lunii iulie, rata totală de acoperire vaccinală în rândul cadrelor didactice a constituit 66,7% cu cel puțin o doză și aproape 42% cu ciclul complet de vaccin. Nu cunoaștem situația la moment. Însă din aceste date putem estima că acoperirea vaccinală a angajaților din domeniul învățământului să depășească 67%. O cifră care nu este mică, dar este loc de mai bine.
Însă pentru a obține o rată de acoperire vaccinală a angajaților din domeniul învățământului, este nevoie de o comunicare eficientă. Prin constrângere, riscăm să nu avem efectul scontat. Mai ales că, după cum am menționat la început, în primul an de pandemie am avut parte de o dezinformare în masă și un vacuum informațional din partea instituțiilor statului. În același timp, este necesar de menționat că salariile angajaților din domeniul învățământului nu sunt mari, iar efectuarea testelor odată la 2 săptămâni pentru majoritatea cadrelor didactice ar fi o povară financiară. Riscăm să fie pornite mai multe conflicte interne în instituțiile de învățământ cu concedierea mai multor profesori și personal auxiliar cu salarii mici, ceea ce ar fi o catastrofă pentru instituțiile din zonele rurale. Reiterăm că pentru siguranța profesorilor, a elevilor și ca anul de învățământ să se desfășoare în siguranță, este nevoie de a cataliza procesul de vaccinare. Însă considerăm că nu putem veni cu decizii în pripă și fără a le consulta cu cei din domeniu. După emiterea ultimei decizii a Comisiei Naționale Extraordinare de Sanitate Publică, platforma DA a avut multiple consultări cu profesori din diferite raioane. Amintim că decizia Comisiei a fost anunțată public cu doar o săptămână înainte de 1 septembrie, timp în care este imposibil, chiar și dacă s-ar dori, vaccinarea tuturor profesorilor. Mai ales că majoritatea vaccinurilor prezente în Republica Moldova se aplică în 2 doze, la un interval de câteva săptămâni. În acest context, ca urmare a mai multor discuții cu cadrele didactice din Republica Moldova, pentru a exclude orice risc care ar putea afecta desfășurarea orelor, platforma DA propune o soluție de compromis. Și anume, pentru prima etapă, testarea profesorilor să fie asigurată de stat cu teste rapide antigen. Republica Moldova a beneficiat de mai multe donații de teste rapide antigen, iar recent, Guvernul României a decis să ne ofere încă 100.000 de astfel de teste. Cantitate suficientă pentru a asigura testarea angajaților nevaccinați din sistemul de învățământ pentru câteva luni. Iar această perioadă să fie efectuate evenimente de combatere a fake news-urilor, dar și evenimente de informare în instituțiile de învățământ cu privire la importanța și siguranța vaccinurilor. Suntem siguri că dacă se lucrează calitativ și dacă se dorește, într-o lună putem obține o rată vaccinală record în rândul profesorilor. Aceasta este soluția de alternativă a platformei DA și considerăm că este una din cele mai bine calculate, astfel ca să nu periclităm desfășurarea anului școlar și ca acest an școlar să fie în siguranță pentru cadrele didactice și pentru elevi. Dacă sunt întrebări din partea presei, cu mare drag o să vă răspund. Da, am spus că pentru prima perioadă să asigure statul acestei testări a profesorilor. Cum vedeți situația mai departe în cazul în care... Bine, noi știm situația. Avem foarte multe persoane care nu vor să se vaccineze. Conform datelor Ministerului Educației, în domeniul învățământului sunt în jur de 100.000 de cadre profesorale. Dacă suntem deja la rata de 67%, respectiv, sunt în jur de 30.000 de persoane care încă nu s-au vaccinat. Putem obține, pentru că noi vorbim de persoane inculte, vorbim de persoane care înțeleg situația, dar e nevoie de a discuta și a explica. Pentru că un an de pandemie am avut parte de fake news-uri și de o capacitate foarte joasă a instituțiilor statului de a explica importanța vaccinării. Dacă la moment guvernul, împreună cu toate instituțiile, va începe o campanie de informare calitativă despre importanța vaccinării și siguranța vaccinurilor care sunt în Republica Moldova, considerăm că în decurs de o lună este posibil de asigurat că rata vaccinală în rândul profesorilor să ajungă aproape de 100%, pentru că au mai rămas puțini care nu s-au vaccinat. Iar în această perioadă să fie asigurat cu teste rapide antigen din donațiile care au fost primite de Republica Moldova din exterior. Dar cum vedeți situația în cazul persoanelor care au contraindicații la vaccin, de exemplu? Pentru persoanele care au contraindicații la vaccin, acest regim de testare ar trebui să urmeze și mai departe. Noi acum vorbim de persoanele care încă nu s-au vaccinat. Și în opinia platformei DA este nevoie de a da o timp pentru ca aceste persoane să vaccineze.
În Republica Moldova doar Johnson și Johnson se administrează într-o singură doză. Restul vaccinurilor se administrează în două doze la un interval de câteva săptămâni. Respectiv, trebuie să asigurăm măcar o lună, o lună jumate ca acești profesori să aibă timp să se vaccineze cu ambele doze de vaccin. Mai sunt și alte întrebări? Atunci, vă mulțumim și vă dorim o zi cât mai productivă.